Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click, hai să încep să mă uit în cameră, la un nou videoclip. După cum vedeți și din data de aici, este 21.1, deci mâine o să fie 22, o să vină porcăria de articol 13, așa că m-am gândit să fac acuși un fel de, nu știu, în caz că se întâmplă ceva și cine știe ce reglementări mai bagă YouTube-ul, oricum eu acum n-am niciun strike, dar poate să-mi dea în pulea 3 strike-uri, s-a dus dracu canalul, în fine, hai să vedem cam cum este... Hai să vedem posibil ultimele imagini cu canalul meu. Mă rog, ar fi o opțiune gen să îmi pun toate videourile să mi le șterg și așa gen să am canalul curat, dar e munca mea de 3 ani și ceva, n-am de gând să renunț la ea. Hai să vedem cam, să avem așa o imagine cam cu ultimele mele, nici nu știu unde să pun asta, hai că las așa în bară. Ia uite așa am avut aici, câte amintiri am cu canalul ăsta. Hai că o luăm așa în ordine cronologică. Nu o să fac gen React acum. Eventual poate o să fac... Oricum o să-mi descarc videourile mai importante în calculator. Și o să le am acolo ca arhivă și în caz că cine știe se rezolvă treburile cu astea, o să fac video care reacționez la vechile mele clipurile și reabladez în fine. Hai să vedem. Deci aseară, ultimul live. Sau penultimul live, că mai fac unul diseară în ultimul live. Cu Omegle, ce am avut aici, jocul ăsta cu Edit și Edi, colaborarea asta cu Geo, tipul ăsta la care mă uit din 2013, cred, partea a doua jocului copilăriei, o grămadă de livestream-uri pe aici, când am primit strike în mod abuziv și în 3 zile s-a rezolvat toată problema, cel mai bland live de am făcut 15.000 de views la el, doar 2 ore, dar gen avusesem chiar 1.000 de oameni la un moment dat pe live-ul ăla. Aici, ca mică amintire pe live-ul ăsta seara, mi s-au făcut o grămadă de bimburi. Poate o să fac un video în care reacționez la ele, dacă nu se interzică bimburile. Hai să vedem ce mai e pe aici. Balada Sadicului trebuie să o descarc și pe asta o salvez. Jocuri terminate pe aici. Interviu cu Dani pe net, da, că am făcut și cu Dani colaborare. Mamă, deci deja mai e nostalgie când văd de chestii pe aici și ar putea să dispar din cauza noilor reglementări de la YouTube, că cine știe ce filtre căcat mai bagă. Ea PC de 300 de lei versus PC de 3000 de lei dacă tot a fost la modă chestia aia. Ce mai e pe aici? Am vorbit despre referendumul ăla, o poveste mișto de pe Wattpad, cu video-ul ăsta cu cum am făcut 1.000 de abonați a fost mișto, că aveam o grămadă de... comentarii de genul, bă, cine ești, bă, că n-am auzit în viața mea tine și mi-ai apărut la abonament, deci a fost mișto asta. Și aici nou de întâmplări, un video destul de interesant. Aici, nu știu ce, mi-a venit bine să vorbesc, să iau la rost pe ăștia. Mai bine nici nu făceam video despre căcații ăștia, că nu merită. Așa. Ce mai e pe aici? Un Q&A așa cu Dillion Harper în thumbnail, așa. A, video ăsta în care i-am dat... Nu eu i-am dat, i-a dat careva Andrei Gogan cu ouă în cap. Hai să vi-l arăt. Ha! Să-ți dau în cap cu... Cu... Și-ți fut un pum la... Ha! Adică, ca idee, au fost unii la asta când cântam parcare la Kaufland și direct i-au aruncat cu ouă, dar nu au lovit-o în cap. Ăsta este și tipul de a făcut videoul și a primit strike din cauza ăstea căci că conținut violent. A, video ăsta cu Nutradu asta Google Translate, aproape de 70.000 de views. Mulțumită lui Pican că a început și el să facă videouri de genul ăsta și mi s-a promovat videoul. Ce mai e pe aici? Aici am văzut că e la modă să te iei de alții, așa că am făcut și o video de genul ăsta. Ia, văd că și ăsta cu Călină și Mutant Shows la fel de vizualizate aproape. Ce mai e pe aici? Seria de WW2K18, cum cream youtuber aici, mamă ce vremuri. Cred că primul clip cu Omegle, Q&A-uri pe aici, când eram în Cicibigiu și gen erau unele de... Voiau să facă poză, știți, cine e din București, în mijlocul lacului, o țâșnitoare. Și alea au vrut, s-au dus cu barca să-i facă poză, să... N-am telefon aici. S-au dus așa să facă poză. Și... Când s-a apropiat cu barca de țâșnitoare, cum bătea vântul, toată apa s-a ripat alea și au început să urle pe acolo și era un copil săracu din bar de acolo, stătea așa cu mâna peste bord să nu iude camera acolo. A fost amuzant și video ăla, trebuie să-l descarc oricum. Ce mai pe aici? Special când pentru Codrin un milion de abonați sau momentul în care a făcut Codrin un milionul de abonați. Da, uitați, când a făcut Codrin milionul de abonați. Dar se vede și ora la care... Cât era ceasul e?
Se vede ora? Era 10 și 17 seara, pe 1 iulie. A făcut Codrin milion de abonați. Mamă, aveam și monitorul ăla vechi aici, dar nu știu ce wallpaper aveam. În bară de aici de jos nu-mi dau seama. În fine, făcuse Codrin milionul de abonați. Mamă, eram așa fericit pentru el. Ce mai e pe aici? Deschid cutii de pe CSGO. Mamă, te chestii, am făcut Far Cry 5. Jocuri PC-uri slabe. Un live cu facecam când aveam părul scurt. Ce mai e pe aici? The Forest, văd. Da, astea două sunt clipuri The Forest. Așa, astea The Forest. Far Cry Primal. Mamă, ce jucam pe aici. A, făcuse și un video de ăla despre faptul că s-a întors Dani pe net. Bă, deci culmea, când s-a întors Dani pe net era duminică 10 decembrie. Și fix cu 3 zile înainte, joi, fusese ziua mea. Deci practic când făcuse atunci Dani cadou de majorat. Ce mai e pe aici? Aici vorbeam despre YouTube, că aveam seria de vine 13. M-am făcut și o editare cu chestia aia cu măi. Cele mai ridicole nume de localități, ce chestii făceam pe aici. Și astea sunt chestii doar de acum un an și un pic. Pe aici deja am venit se placa aia. Placa nouă, luasem placa asta ce o am acum, 1050. Și am putut în sfârșit să filmez și o jocuri mai noi, începând de aici. Deci începând de aici cu WW2K17, GTA 5, The Forest. Și cu astea chiar și Metin 2, stai, am și un video cu Metin 2, vai de capul meu. Am jucat că venise placa nouă, 1050. Până atunci aveam o placă de căcat. Deci, ca idee, puteam să joc cam ce aici. Call of Duty Black Ops, Outlast, ce mai aveam? Dead Space 2. Ce dracu mai era pe aici? Return to Castle, ăla merge în orice cazan. Și cam asta vă că jucam pe atunci. Ia, aveam și seria asta cu comentarii, am pulea de... Eram fericit că mi-a comentat Zapi odată. Eu eram pe atunci fericit că am comentat și odată Zapi. Dar acum care am putut să fac oarecum colabora... Chiar colabora, am făcut în pui mei live cu Dani Penet. Deci am avansat mult de atunci. Ia, aici tot așa live-ul până să fi primit strike atunci, mi se pare. Live-ul ăsta fusese până recent cel mai vizualizat live. N-am bani de CSGO, că prindeau 1.6 pe atunci. Ce mai pe aici? Pink Eye sau Salamander Man Q&A-uri. A, făceam live-uri care mă uitam la Codrin că se uita, le plăcea la oameni. Aici încă făceam thumbnail-uri. Stăteam să fac thumbnail-uri așa editate în pizap. Call of Duty cu GTA 4, cu Deadpool. Aveam și Mafia 2, dar am șters seria aia că la un moment dat am primit strike pentru că găsim o revistă Playboy pe stradă în Mafia. Și am primit strike. Mi-au dat strike pe video-ul ăla. Am făcut recurs în speranța că poate mi l-o aproba. Și eu mai știam că mai aveam un video în care găsim o revistă. Și nu știam care era video-ul ăla și am șters toată seria de Mafia 2 ca după aia să-mi aprobe recursul. Și am rămas cu video-ul ăla, dar cu toată seria de Mafia 2 șterse. Și am șters și video-ul ăla și am zis, lasă, nu mă mai risc. Ce vremuri, uite. Brothers in Arms, ce mai jucam pe aici. Așa. Încă n-am murit, aici înseamnă că deja ajung undeva prin 2016. Ia stai că e și cel mai popular video pe aici. Hai că o să dau și la populare mai încolo. Ce mai pe aici? Stranded Deep, ce mai jucam? A, asta cu mi-am atins scopul de am thumbnail, una de 5 lei e că... Cum se cheamă? Nu găsisem. Făcea ăla Quick, nu Quick. WK, ăla cu K UIC de la doza de H făcea supra doza. Și a lăsat un comentariu cu hai să-mi dai 5 lei până mâine și mi l-a citit. Ce vremuri, ce vremuri. Ia, ce mai e pe aici? Far Cry 3, ce mi-a plăcut jocul ăsta. Hercule, Prison Break, mamă ce jocuri mișto și cam pe atunci. League of Legends, mamă cât am râs la clipul ăsta cu atacă pura de ei. Eram... Eu cu încă doi tovarăși pe LOL și la unul gen venise Fraxu și un prieten al său, fratisul mai mic, bineînțeles. Și urlau aia pe acolo, ăsta alerga prin curte, a fost panorama rău video ăla. Ce mai avea aici? World of Warcraft. Război cu rușii. Ăsta sigur era clip cu CSG Source, că nu jucam CSG pe atunci. Un an de YouTube, foc se merge montaje pe aici.
info video că mă dusesem la mare o săptămână și n-am mai postat. De fapt, am postat vreo două videouri că le avusesem în calculator filmate. Așa, că mi-a venit noua placă, noua. Mai degrabă a fost a placă. Un GT420. Mă, era 2 giga, dar degeaba era de 2 giga, practic. Ce mai pe aici? Ia, făceam link-uri de-astea cu live-uri cu WWE. Odată am prins un video de-asta. Ăsta cu Money in the Bank a prins 3200 de views. L-au văzut rubat străini. Nu știu cum a prins atunci ea. Payback văd că a fost. Aha, primul hater. Aici a fost când am avut prima dramă de aia pe YouTube. Deci 40 nu era Călnaciu, nu era Daryl Red. Am făcuse altul, gen... Avusesem cu unul ceartă în cauza asta cu misterul omului țap. Era faza așa, un articol de pe... Mamă, deja am făcut 10 minute. Îl postez așa, sau îl salvez în calculator. Era așa, un articol de ăsta, parcă la A1.ro, despre legenda omului țap, cu care ați văzut, a făcut și Codrin gameplay la jocul ăla, în fine. Și... am făcut un video în care am comentat ăsta. Și altul, făcuse gen înaintea mea, tot în aceea zi, cu jumătate de zi înainte, eu îl postasem seara, ăla îl filmasem de noapte și tot atunci l-a pus. Făcuse video despre ăsta. Și el, Sanchi, că am copiat videoul, i-a răspuns la comentarii, că-mi comenta cu pradeii lui, ha, mi-a copiat videoul, plagiatorule, nu știu ce. Și am răspuns acolo, ăsta mi-a făcut video de ăla cu dedicație, i-am făcut și eu video cu dedicație, bine, un video de căcat, adică, am dat totuși, le ziceam pe replici acolo. Mă sunase pe Discord, a zis, ai frate, șterge clipul ăla, faci un stat prea mic, și eu am zis că nu le șterg, dar el tot și le-a șters. Și gen, la video s-au rămas în descriere linkurile către videoul cu dedicație, video original al său și videoul meu, să facă, să-i întreb oameni, bă, chiar e copiat acolo, am aceleași replici cu el și canalul lui acolo, să știe lumea. A fost mișto și aștepți clipul aia dacă intri aici și dai pe în descriere numai îs, în fine. N-ai rost să mai fac reclamă lui. Ce mai era pe aici? Făceam chest opening pe League of Legends. Știu că dădusem rage la ăsta că îmi picase pe un caracter cu care n-aveam habar să joc. Și făcusem rage, comentase mulți, bă, ofticos, mai ești nu știu ce. Am șters clipul. Am făcut eu un dublaj pe ăla, am vorbit peste video acolo, am tăiat sunetul și gata și l-am repostat. Top 5 păduri bântuite. Mi-a dat unul un video cu o listă de 5 păduri și eu am luat practic ce era în descriere acolo, am mai căutat un pic pe net, am lăsat același clasament, numai că gen video ăla era doar cu imagine acolo și atât. Eu am stat să narez acolo, făcusem o voce mai scary, bla bla bla. Ia, făceam Minecraft pe aici. Jocuri de alea vechi cu wrestling. Intro-ul ăsta care a fost genial. Deci intro-ul ăsta știu că le plăcea multora. Eram pui mei 480 intro-ul ăsta, tot era mișto. Deci am folosit intro-ul ăsta în prostie. Un coleg de-al meu nu se mai uita la clipurile mele că gen era seara când s-a uitat, era noapte, era pe televizor și numai cum a pornit YouTube-ul pe televizor, el avea dat și tare, urla acolo, băia mea, bum. A fost mișto asta. Ma, când jucam CS-uri și puneam titlul de-astea în pulea și niște thumbnail-uri tâmpite și văd că gen eram cam așa, la 200 views, 160, cam bă, ăsta era nivelul meu pe atunci, deci ia și niște clipuri mai vizualizate, văd. Mineriada serie de Minecraft SBP cu câțiva prietenași. Primul video popular ăsta cu să piratezi CSGO-ul. Și cam atât. Mai aveam niște serii Minecraft, nu mai știu ce joc. Survival games aveam, dar le-am șters. Mă rog, am păstrat de fapt primul video de pe canal. Pe ăla l-am păstrat ca să mă ha-ha-ha-hi-hi la el. Oricum, hai să dăm și pe populare. Aici am dat în ordine cronologică. Hai să dau sus. Hai că nici nu se mai încarcă. Hai, du-te. Așa. Sortează după cele mai populare.
Ia să vedem pe cele mai populare. Deci ce avem aici? Ăsta, cel mai cancer video. 3 sferturi de milion de views, absolut un video care m-a scos din anonimat, video ăsta mi-a adus la abonați, deci mulțumită videoul ăsta făcusem 10.000 de abonați. Pusie pro, făcusem în februarie 2017 cu faze de căcat din 2016-2015 și de-abia în vara lui 2017, fix când luasem strike și nu puteam face live-uri 3 luni, a explodat video ăsta și mi-a adus abonați și vizualizări, făcea câte 30-40.000 de view-uri în fiecare zi video ăsta. Fără să intre în trending, fără să am monetizare pe el, deci primisem și demonetizare și tot s-a viralizat. Deci video ăsta mi-a adus vreo câteva mii de abonați lejer. După aia ar fi ăsta, hai să dau mai sus aici OBS-ul. Aici e CSGO. Primul video popular ce m-a scos și ăsta e anumit, mulțumită videoului ăsta și al ăstuia cu 10 jocuri de copilării. Deci astea două videouri m-au făcut să trec de stadiul ăla de 200 de abonați pe acolo, să mă duc spre 1000-1000 și să încep să-mi dau drumul, practic. Cel mai cancer video 2 care abia are un pic peste o 10.000 din ăsta. 5 jocuri pentru PC-uri slabe, un video bun. Am văzut că multora v-a plăcut thumbnail-ul ăsta cu calculator vechi cu Windows 10. Nu tradu asta pe Google Translate care, pe care ați văzut-o și voi. Ce mai e pe aici? Dăm la Bush Far Cry 3. YouTuber român preferat de mea, comenta Zapi, satiră românească. Ce mai e pe aici? Un Q&A de... Dacă nu le puneam pe astea în thumbnail, nu se uita nici dracu. Momente speciale fanii cu Codrin, 1 milion de abonați. 10 jocuri pentru telefoane, desenele copilăriei, jocuri video populare, cele mai virale meme-uri românești care, pur și simplu, gen vizualizările astea 21.000, hai, până în 20.000, erau făcute primele 3 zile. După aia, demonetizare, age restrict și pa! Acolo a rămas. Elodie a fost găsită și doar mușca machinator, cum să descarci este surs, cum să descarci orice joc. Eu mă așteptam ca video ăsta să prindă, dar nu prea prins din păcate. Jocuri preferate, asta pe placa video veche, de puteam să joc alte jocuri și cred că nu se vede aici. Așa, aici, jocuri preferate, de un thumbnail făcut în pizap, același nivel l-am și acum la thumbnail-uri. Ce mai pe aici, s-a dezbrăcat în direct la TV, câinele cel mai bun prieten al omului. Ia ce mai pe aici, CSGO piratat. Rafael Shaked Pink. Ăsta doar a fost un video să-mi lase lumea întrebări pentru că deși a făcut aproape 5.000 de views. Pentru că era un om pe nume Ion. Reacționez la Racist Mario. 6 formații rău preferate, un video care trebuie actualizat că am descoperit alte trupe mai mișto de atunci. 82 de melodii rock metal, dar am descoperit și mai multe acum. Ce mai e pe aici? Termin GTA San Andreas. A, da, chiar, un alt live pizdos pe aici care... Nu ăsta. Unde-i, mă? Ăsta, cu GTA Vice City care a prins ca lumea. Nu mai știu pe care live. Pe ăsta, cred. Ori pe ăsta, nu pe ăsta. Cred că pe ăsta îmi comentase, venise atunci Picanu, de a făcut video ăla la el pe canal de m-a boostat cât de cât. Fuxen Rai și Lucătălin Talent, mare greșeală. A, te-a bulit popa, video ăsta e legendar. Deci video ăsta e legendar, păcat că nu s-a viralizat, că era mișto. Mult mai mișto decât Emiluț și ce căcat mai acum. Un video la panorama cu ăsta, că ce că m-a jignit. Și mulți au pus botul și creau, dă-l dracu că e prost, nu te mai lua după el, nu știu ce. Dar a fost la mișto video, l-a văzut și el și a plăcut. Așa, ce mai pe aici? Am reacționat la numă 2, pentru că de ce nu? Live-uri de-astea clasice, mergi doar ce se urușează sau n-am bani de CSGO. Ce mai aici? Q&A-uri, Rusoaice pe OMTV. Pe live-ul ăsta primisem eu strike, dar mi-au aprobat recursul. Și strike-ul ăla fusese pe motivul că... Că conținut spam cu scopul de a îndepărta oameni de pe YouTube. Ca idee, cam ce zic ăștia. Cât îi ducea capul ăia de la YouTube. Yeah. Evident cu... Acțiuni cel mai preferate, Mia Khalifa, Dion Harper, Q&A-uri așa, câte ce nu. Ia ce mai pe aici, desene preferate, Randy Orton, voice tradusă, culmea. Clipul ăsta, mă rog, cu altă imagine pe fundal și o editare mai proastă cât de cât, făcusem pe un alt canal, pe un canal al meu pe care mă uitam la alții. L-aveam pe telefon și gen pe ăsta am 2000 și dacă... Dă-mă înapoi.
Și dacă caut acum pe ăsta pe YouTube, ia și dacă scriu acum voices tradusă, ăsta e tot al meu, vedeți? Am crezut că gen cânta careva melodia asta. Deci melodia Randy Orton aici, ia uitați. Deci tot eu sunt ăsta, Ovidiu Grigore. Asta sunt tot eu. Ia, văd că am făcut și ăsta, am făcut ăsta de abonați pe canalul ăsta. Dar uite câte comentarii așa de bine pe aici am. Ia, Archeo. Deci ăsta e tot video de-al meu, care a făcut 25.000 de views pe un canal cu 100 de abonați. Nici 100 n-aveam aici. 500 de like-uri. Cu meu de Randy Orton trausă română. Bine, cred că am nimerit și eu mai bine aici cu cadrul ăsta cu el. O imagine evident întinsă. O editare puțin mai slabă. În fine. Deci ăla e tot video de-al meu. Ce mai e pe aici? Cea mai populare. A reacționat la Cogani. Că mă învățasem și eu. Am zis, bă, toți fac așa, eu să mai fără să nu fac. Dar, sincer, n-aș mai face. Și dacă se apucă ăștia cu să mai facă muzică, nici nu mai reacționez, îi dau un pis, da măsi. Ce aici s-a udat când m-a văzut pe OMTV, un clickbait jegos. De fapt nu e clickbait jegos, că practic chiar s-a udat. Dacă o să rămână YouTube-ul, vă uitați voi la video ăsta. România Wrestling, cum se băteau ăștia pe câmp. Aoleu, e legendar video ăsta. Pe ăsta trebuia să-l pun în playlist, e WWE 2K19 la cum se bată ăștia. Ăștia gen sunt din satul vecin. E video-ul unui prieten, dar gen... Hai să vă arăt, deci dacă iau aici România Wrestling, așa, videoclipuri, ia mi-l arată așa, uite aici, România Wrestling.flv. Deci ăsta e video unui prieten, în fine, și gen, în video mai sus spre manevrele, e, fiu, suplex, suplex, suet, bam, în fine. Gen, video ăsta l-am trimis odată lui Zappi, făcuse un clip, clipul cu clipuri, n-are rost să vi-l caut, acum căutați și voi. Are un clip vechi pe canal, ci că reacționez la Barbie Horror Română, dar avea multe clipuri. Și am trimis și video-ul ăsta lui Zappi. Și are la comentarii aici cu sunt de la Zappi, sunt de la Zappi, uite. Nevrei renunța nici. Zappi. Mai zice pe aici numai de la Zappi, melodia, Zappi e baza. Numai proști în România. Zice Twist of Fame, Mario Gefardi, clip comentarii de acum 6 ani. Dar erau și comentarii mai multe cu de la Zappi. Ia, Zappi, exact. Marius, deci înseamnă AK, frații lui Marius dintr-o linie, dintr-o lume paralelă. A, că pe Zappi îl cheamă Marius. Ia, yeah, please. Zappi e baza, asta am citit. În fine. Am zis că poate fac mai multe views, dar nu. A prins mai bine că a apărut la Zappi video ăsta. Bine, și 2012 a avut timp să facă views. În fine, lăsând deoparte și video ăsta, ce mai pe aici? Sunt Rus Q&A. Cei mai buni YouTuber în 2017. Video ăsta l-a văzut Dani Pene și a zis că i-a plăcut ce glumiță făcuse despre el acolo. Că gen, mai există YouTuber în România care își ia gloanțe în cap, i-a atacat de urs. Hai să dau mai așa un... Mai sus se vadă, deci ăsta. Zisese ceva de genul video ăla. Mai ai în România vreun YouTuber, deși a gloanțe în cap, e atacat de urs și nu mai știu ce a mai zis. Și tocmai poate să posteze, i-a plăcut gluma aia. Ce mai pe aici? Vorbeam despre wrestling, Deadpool, Postal 2, 2 minute de Omega, melodii în WWE de le-am tradus. Drăcii din copilărie astea, clipurile de genul am văzut că vă plac. A, omagiu ăsta ce l-am făcut Dani Pene, trebuie să-l salvez. Ia, WWE Camp. Că punea link-uri cu desenul ăsta WWE. Păi, cred că cam astea ar fi. Alte performanțe să le mai am gen să apar pe la alții? Nu cred. Hai să scriu o video și să se pe YouTube să văd ce-mi dă. Mai era unii de făceau promovare. Hai să văd, ceva legat... A, uite, promovare pe donația Ovidiu666, mi-a pus unul pe aici. Mai ceva pe aici, similar. Mai erau unii de... mai făceau așa Sanchi promovare. Ăsta, da, Alex ăsta, să vă arăt. Când făcusem o dată un live cu Omegle, găsisem niște rusoaice. Și unele au făcut live pe Instagram aici, am pus și la comunitate.
linkul de la astea două videouri. Dar la video ăsta, bă, te prăpădești râs. A intrat rupă live-ul ăstora pe Instagram și le-a luat la înjurături și pe rusește și pe română. A fost genial. Hai că am câteva amintiri destul de interesante. Deci promovarea asta așa din nou. Ia, promovare o video 166. Și mai sunt ăștia de mi-au făcut așa promovare. În fine, eu să apar pe la alții, chiar nu știu. Ia, a, video în care reacționam la TikTok-uri. Mare greșeală că reacționam la TikTok-uri. Ia, mi-a făcut unul banner. Sunt mai multe chestii pe aici legate de mine, am văzut să se mai postează. În fine, la fiecare ceas, fiecare pas, o video rosu. Cine dracu fi și ăsta? Și singurul video de Sam de pe canal. Hai că v-am arătat destule. Am sunat la Satana și a răspuns 666 Codrin. Bă, deci atât de mult m-a enervat porcăria asta cu trendul de 666 în puii mei. A trebuit să-mi schimb numărul de telefon la cât sunați la 66. V-ați prins? Nu? Bine. Alte canale cu numele meu și cam atât. În rest, cred că l-ați văzut. Ia, unul mi-a făcut intro. O 166 number one fan. Hai că mai sunt câțiva așa fan de mei pe aici. Deși au pus numele meu sau am văzut că mai sunt unii de mai uploadau videouri de ale mele. În fine, n-are rost să ne lungim prea mult. Cred că am 25 de minute. Am 25, 26 chiar, bun. Da, deci cam ăsta ar fi și canalul meu. Dacă apuc să postez video ăsta, aveți aici, tași din gură. Aveți aici canalul de rezervă. O să-l postez astăzi video ăsta. Aveți canalul de rezervă să intrați pe el. Cred că nici nu mai randez video ăsta, îl pun direct așa. Că obiectul mi se pare că mi-l dă randat. Da, deci mergem pe canalul ăsta de rezervă. O să ne updatăm la noile reguli de la YouTube eventual. O să schimb numele dacă ăsta o să devină canalul principal. O să numească Tovarășove sau nu știu, văd eu ce nume pun. În fine, cam atât. Ne vom auzi, să sperăm, tot pe canalul ăsta și mâine și poi mâine și mulți ani de acum încolo. Articolul 13, sper să n-aibă efect. Ciao, les!